Pandemia de coronavirus lovește și industria auto. Înmatriculările de autovehicule au scăzut în 2020 comparativ cu anul anterior și în județul Mehedinți. De asemenea, producătorii de autoturisme au fost grav afectați, oamenii evitând să mai achiziționeze o mașină nouă. Dacă din 2017, odată cu eliminarea taxei de primă în matriculare, a crescut progresiv în numărul mașinilor înmatriculate, în 2020 s-a înregistrat o cădere semnificativă în acest sector. În cursul anului 2020, la nivelul serviciului nostru, au fost depuse cereri pentru înmatricularea și transcrierea transmiterii dreptului de proprietate asupra unui număr de 17.440 vehicule, față de 19.060 cereri depuse în perioada similară a anului 2020. 2019. Industria auto și vânzarea de mașini au fost clar afectate de pandemie. Statistica oficială menționează că la finele anului 2019 pe drumurile din România circulau 4,3 milioane de autovehicule cu motoare pe benzină, respectiv 3,8 milioane de mașini diesel.